fiecare seară. Ambele, nu? Și plimbare? Cel puțin, da. Mai profităm de ultimele zile de căldură. Sunteți genul care să veniți la astfel de petreceri sau mai bine acasă, pe canapea, la un film? Ambele încă o dată. Ambele. Și, depinde de conjunctură. Uneori e foarte plăcut să fii și acasă, în familie. Dar, de asemenea, ne place să nu ratăm nici momente frumoase în care, în primul rând, ne întâlnim cu foarte mulți oameni pe care îi cunoaștem. Și ce se întâmplă astăzi aici face parte din viața noastră, pentru că vrem, nu vrem, astăzi este vorba despre o petrecere a influencerilor și eu mă bucur că de atâția ani pot să influențez lumea în multe domenii, începând de la sport, fitness, haine, parfumuri, nu știu, tot ce postez eu. Și sunt foarte, foarte fericită că de multe ori am putut fi un exemplu bun pentru cei care mă urmăresc. De-aia sunt în această seară aici. Care e domeniul în care te simți cel mai largul tău? Muzica, afacerile, sportul? Unde îți place ție cel mai mult să activezi? N-a zis ordinarea. Muzica, afacerile, sportul, cam... Dacă ar fi să fac un top, așa, cam asta ar fi ordinea, deși sportul e important și trebuie să fie zilnic, dar ăla îl fac așa, îl pun în categoria de lucruri, rutina zilnică, cum e spălatul pe dinți, știi? Și atunci muzica, afaceri, nu cred că aș putea să fac un top. Soț e foarte important, e printre primele locuri, acolo soț, copii, și după aceea facem și afaceri și restul lucrurilor care ne fac plăcere. Eu când spun Anda Adam, spun poate fata, întotdeauna am spus așa și chiar vreau să te întreb pe tine, Iosif, de data asta, pe ce cheltuiește cel mai mult Anda Adam banii, pentru că se știe că e șefa la bani. Da, se știe, momentan pe mine cheltuiește cel mai mult, a făcut o investiție foarte mare în mine și acum sperăm să... Să-mi scot și investiția. Așa, să recuperez. Păi momentan sunt cu inelul de logodnă, aici pe mâna stângă, aștept să vină lângă el și verigheta. Deci sper că n-am investit cu sufletul tot ce aveam mai prețios în el și să rămân fără inel, nu? Cam despre asta e vorba. Și cam pe când îl vedem și pe următorul? Păi nu știu, întreabă-l pe el. Asta mai răspuns acum câteva zile, surpriză, încă nu știm să iau. Nu știm nici noi, ți-am răspunde, dar nu știm deocamdată, dar cu siguranță o să vă anunțăm. Eu vă admir foarte mult relația și chiar vreau să vă întreb care sunt cele mai importante ingrediente pentru care o face să reziste și să fie atât de puternică și frumoasă. Încredere, armonie și multă dragoste. Da, eu cred că e o piesă veche, știi, care spune că unde dragoste nu e, nimic nu e. Cred că despre asta e vorba în general și atunci când este dragoste și este reală, lucrurile se întâmplă de la sine. Nu trebuie să faci mari eforturi pentru a menține succesul într-o relație. Lucrurile se întâmplă natural. Știi că în fiecare relație se spune că nu rezistă fără să faci compromisuri, pentru că așa e iubirea. Voi ce compromis ați credeți că ați făcut sau nu se pune problema? Noi nu prea facem compromisuri. Sincer, nu prea facem, că ne înțelegem de minune și totul merge de la sine. Mi se pare greu cuvântul compromis. Știi, când spui compromis e mult. Nu, poți spune înțelegere. Cauți înțelegere într-un cuplu, tocmai pentru că fiecare din noi este unic. Nu putem, e piesa, like, am luat-o azi cu piesele, gândim la fel, simțim la... E, uneori poate mai gândești și altfel, mai simți și altfel, dar dacă există înțelegere și respect, cred că toate se pot întâmpla, ok, acum țin cont de ce dorești tu, pentru că ești important pentru mine. Dar nu l-aș numi un compromis. Și vă mai întreb atât, ce planuri aveți pentru următoarea perioadă? Fie în carieră, fie pe plan de familie, ce plănuiți? Tu plănuiești ceva pentru mine sau? Da, eu încă o dată sunt doar cu surprizele încă. Asta nu se poate dezvălui. În rest, carieră, multă dragoste, așteptăm copil. Dar nu acum, stai că după aia se înțelege greșit. M-a mai întrebat cineva chiar, că ești însărcinată, am auzit că ești însărcinată. Zic, nu sunt încă, dar ne dorim copil. Deci ne dorim copil și așteptăm să vină și momentul perfect ca noi doi să avem și copii împreună. Avem copii deja, trei, dar trebuie să avem și copii împreună. Sunteți genul petrecăresc, cu petreceri sau mai bine acasă, în familie, la un film?
Mixăm. Am răspuns la fel. Îmi cer scuze, na, tu ai învățat de acasă textul? Nu, le mixăm. Ne place și socializarea, mai vedem oameni, mai ne întâlnim cu prieteni, cu amicii, dar ne place și acasă pe canapea, liniștiți, să vedem de la televizor prin intermediul vostru tot felul de lucruri. Mixăm între ele. E bine, dar vă văd în seara asta singuri, aveți momente de genul sau ați scăpat în sfârșit de copii, să zic așa? Ce să zic, e Alicia acasă, noroc că mâine n-are școală, are o zi liberă, noroc că sunt socrii pe la noi. Yay! Au venit părinții și atunci. Și deja, na, Alicia are 12 ani, adică începe să stea și acasă singurică, că 2-3 ore nu se întâmplă nimic, abia se mulțumește așa că scapă de noi. Știe unde sunt dulciurile, internetul e la discreție. E bine că aveți bază în ea, e fată mare. Da, chiar avem bază în ea, să știi. Crește și crește frumos. Acum s-a început școala, cum e perioada asta? S-au făcut niște schimbări la structură? La noi e un pic diferit, că ales se învață în sistem britanic. Și ea continuă ce a început, adică nu se lovește de schimbările astea din sistemul învățământului. Dar da, pentru că vârsta, pentru că da, din an în an, din an în an se... Fiecare an este altceva la școală oricum, știi, și vine cu surprizele. Exact. Vreau să vă mai întreb despre planurile voastre de acum, ce plănuiți, că s-au terminat vacanțele, acum cred că trebuie să ne punem pe treabă fiecare. Da, băi, eu clar continui cu muzica, am pregătit, vine piesă acum, în toamnă, vine și un turneu la anul frumos, mai apar niște piese, un album, muzică, pentru că mi-a fost dor de public, mi-a fost dor de scenă, mi-a fost dor să cânt efectiv, dar îți dai seama că nu mă opresc doar la muzică, mai fac și alte lucruri, mă mai zic eu așa pe parcurs. Anunțăm. Da, vă anunțăm. Lucrăm, o să facem multe lucruri. Unele o să le continuăm, altele o să le începem de la zero. Ne plac provocările. V-ați întors din Spania definitiv în România sau aveți gânduri să... Asta, cuvântul definitiv e greu la noi în familie, cuvintele definitiv sau pentru... Nu, ne-am întors. Pentru cât timp și unde o să ne mai poarte viața după, nu știm. Nu știm, știe doar bărbosul. Bărbosul ăla de sus de acolo care se uită la noi și ne trimite așa în anumite direcții. Abia așteptăm să vedem unde și cum și când. Am înțeles, sunteți într-o cursă continuă. Dar nu ne plac regretele, nu ne place să ne plictisim, avem o viață colorată. Doamne, dacă am povestit printr-o carte, printr-un film, ar trebui să fie un serial. Sunt multe de povestit, dar ce crezi? Suntem la început? Mai avem. Exact. Voi aveți o relație foarte... e de mult și închegată și foarte multă lume vă apreciază, pentru că sunteți sinceri și frumoși și chiar vreau să vă întreb care sunt ingredientele care fac ca relația asta să reziste. O spunem de fiecare dată și mai ales Elena o subliniază, comunicarea rămâne baza, comunicarea. Și dincolo de statutul de soț-soție, noi suntem și foarte buni prieteni și pentru asta putem să ducem, cum să spun... Trebuie să existe o balanță, știi? Odată unul cedează, odată celălalt. Tot timpul trebuie să existe acea balanță. Asta este... Mă las pus la colț de Elena. Mă corectează, mă ceartă și pe ea o las. Pentru că ea mă cunoaște mai bine ca oricine. Și atunci, na, nu putem da sfaturi, că nu știu dacă suntem măsurit în sfaturi, dar la noi așa funcționează. Comunicare. Și fiecare cuplu e diferit, de seama, sau fiecare găsește secretul, acel secret, sau... Noi n-am găsit un secret, o rețetă. Se spune că fiecare relație, ca să reziste, trebuie să mai faci și compromisuri. Voi ce compromisuri ați mai făcut? Păi, compromisurile le-am făcut la început când ne cunoșteam și când încercam să ne înțelegem reciproc și trebuia să lăsăm fiecare câte puțin, atunci am făcut compromisuri. Adică nu fumam în casă. Cu timp am înțeles de ce să nu fumez în casă, da? Eu fac aia, dar eu nu fac aia. Acum e foarte simplu și foarte ușor pentru că știm exact ce tabieturi avem, ce ne enervează, ce ne bucură. Acum e simplu. Înțeles. Cu ce artist ai vrea, ce rebel să colaborezi? Ce artist vrei tu să fii pe scenă? Am o listă mare dintre cei vechi, dintre cei din categoria mea.
cei de la început, dar da, vreau să fac și cu noua generație. Nu știu, aș vrea, dacă vrei să-ți dau două nume, sunt doi artiști pe care eu îi apreciez, pentru că timpul i-a definit ca artiști din zona asta de trap, de rap. De exemplu, mi-ar plăcea să colaborez cu Killaphonic, de exemplu, sau cu Nane. Dar nu mă limitez doar la asta. În schimb, pun mare preț pe omul din spatele vocii și o să vedem ce se întâmplă, pentru că muzica ne leagă. Da. Muzica leagă pe toată lumea, da. Oriunde, adevărat. Orice colț al lumii. Adevărat! Surpriză plăcută să te revăd după atâta vreme. Da, păi îmi dădea check-in-ul numai pe la spital, am să vin și la un eveniment adevărat. E cea mai frumoasă petrecere a anului, a toamnei și niciodată n-am fost invitată la o petrecere viva și sunt foarte fericită că sunt aici, aveam nevoie să-mi încarce bateriile. Așa e, uite, ești îmbrăcată și în verde, așa ai păstrat... Da, e una din culorile mele preferate, oricum am multe haine pe culoarea verde, roșu, verde, mov, astea sunt culorile mele. Ce faci? Cum se simte Viorel? E normal că e o perioadă grea pentru noi acum, e foarte greu, cred că pentru el să stea numai în casă, era o persoană foarte activă, dar eu mă duc acum, îi arăt poze, îmi veselesc cu starea mea, îi povestesc de aici, cu cine m-am întâlnit, am stat pe telefon, cred că e important lucrul ăsta. Uite, fac și un live, bine, e foarte bine. Cât ați stat în spital? Ultima oară am stat la recuperare 10 zile, cu COVID-ul iar 10 zile. Și mereu mai pe la doctori, dar asta e, viața e o luptă și trebuie să luptăm. Așa este. Tu ești o femeie foarte puternică. Un om care aduce tot timpul veselie. Cum reușești tu să-l faci pe Viorel să trăiască cu zâmbetul pe buze? Nu știu, cred că forța asta vine așa, din interior, din iubire, din credință, din de aici mi-au puterea. Și e pur și simplu ceva care nu poți să explic. Când te trezești dimineața, să te trezești cu bucurie că ești în casa ta, cu omul tău, familia ta. El e familia mea, eu nu am o familie mare, n-am părinți, n-am copii. Și așa e normal ca energia mea să fie către el. E foarte adevărat. El și el are simțul umorului. Și e un lucru care va completa pe voi întotdeauna. Sunt momente când el te simte pe tine că ai căzut la pământ și te ridică? Da, dar nu prea îl las să vadă, mai ales în ultimul moment. E clar că el are mai multă nevoie ca eu să fiu puternică și chiar dacă îmi vine să plâng sau sunt supărată, știu că nu-i place și să mă vadă așa și plâng când ies afară. Da. Nu plâng în casă. Așa e, uite, să știi că e emoționant ceea ce spui, că e foarte greu să plângi în fața unui om care nu este într-o stare bună și tu ai puterea să... Te influențează, pentru că te influențează atunci când iubești pe cineva sau ai pe cineva drag în familie care are probleme de sănătate, cum să zic, ai vrea să fie bine și nu poți, e o neputință, da? E ceva groaznic, nu doresc nimănui să treacă, dar din păcate o realitate și e ceva cu care nu m-am întâlnit, n-am știut, dar încerc să gestionez cât mai bine. Am văzut că și oamenii au fost alături de tine, oameni. Da, le mulțumesc pe această cale, datorită lor am putut să-i fac niște terapii lui Viorel, s-au mai ameliorat durerile și le mulțumesc din suflet pentru ajutorul financiar, pentru sfaturi, femei plecate la muncă în sănătate, care au grijă de bătrâni acolo, mi-au dat foarte multe sfaturi, lucruri pe care nu le știam și despre creme, despre tot felul de lucruri, le mulțumesc când decid. Dar ce terapie a trebuit să fac? Sunt terapii care se fac cu acupunctură, cu oxigen, kinetoterapie, lucruri pe care ne putem să-l deplasez, trebuia să le fac acasă. Este foarte greu să te văd fără el la petreceri, voi erați așa unul cu celălalt. Ție cum ți se pare să fii singură undeva? După atâția ani în care ați fost nedeslipit. Da, cum să zic, cred că e invidios pe mine. E normal că mi-e greu fără el, dar asta e situația și trebuie și eu să mă întâlnesc cum pot și trebuie să ies din casă. E foarte bine, să știi că tu arăți foarte bine. Mersi, ești drăguță.
încerc, normal, pentru că eu cât aș fi și când eram în depresie, plecam aranjată de acasă, lumea nu știa ce e în sufletul meu. Dacă eu n-aș pune pe Facebook sau undeva ce trăiesc, lumea ar zice că sunt super bine. Pentru că asta e forța mea, asta e puterea mea. De când eram mică, am învățat de la mătușa mea că o femeie trebuie să aibă manicura făcută, chiar dacă n-aveam bani. Eu mă dădeam, nu știu, erau niște rujuri ieftine, 5 lei, mă dădeam cu ele, nu știu, așa, îmi place să mă aranjez și nu sunt îmbrăcată scump. Perioada aceea când ai fost în depresie, a fost și cineva care te-a ținut și pe tine de mână? Da, a fost exact cine nu te aștepți. Am un moment în care nu puteam nici să mă spăl singură și m-a ajutat o prietenă, Roxy, mulțumesc pe această cale, care venea și mă spăla și pe cap acasă și pe corp. Atât de greu era? Da, depresia e o boală cruntă. Cazi foarte mult, dar bine, în același măsură există și terapii care să te scoată din starea aia, din fericire. E un lucru foarte bun, că ai reușit să trăiești peste momentele dificile și să fii alături de soțul tău, care cum se simte în acest moment? E foarte greu, nu pot să explic în cuvinte cât de greu este, dar ți-am spus, viața e o luptă până în ultima clipă și noi luptăm până în ultima clipă. Tu cum te simți acum? Acum, în acest moment! În momentul ăsta sunt fericită, că te văd, ai văzut că am zâmbit, că am văzut, sunt bucuroasă că sunt aici, că am văzut oameni dragi și acum mă duc acasă mai încărcat, sunt plină de energie de la voi. Îți mulțumesc mult de tot și multă sănătate, Oana! Mersi și mulțumesc canal de pentru sprijin!